Dumitru Dragomir a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Procurorii anticorupție îl acuză pe fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal că a cerut de la RCS Herdez 3,5 milioane de euro pentru ca societatea să câștige drepturile de difuzare a meciurilor din Liga 1 de fotbal. Banii, spun anchetatorii, au ajuns la o firmă deținută de Mitică Dragomir sub forma unor contracte fictive între cele două societăți comerciale. În total, la Dumitru Dragomir au ajuns 3,1 milioane de euro în 27 de tranșe, numai că, pentru a fi sigur că le sunt acoperite tranzacțiile fictive, 6 ani mai târziu, toți cei implicați în acest dosar au încheiat mai multe contracte de asistență juridică. Alături de Dragomir a fost trimis în judecată și Ioan Bendei, administratorul RCS Herdez, pentru acuzațiile de dare de mită și complicitate la spălare de bani.